Începem ședința de guvern. Am rugămintea în debutul ședinței de guvern vreau să vă transmit un mesaj foarte serios. Creșterea numărului de cazuri, creșterea numărului de persoane diagnosticate pozitiv, trebuie să ne pună în gardă și vă solicit fiecărui ministru să sunați mobilizare generală în ministerele pe care le conduceți. Toate ministerele care sunt implicate în bătălia anti-COVID trebuie să fie mobilizate la maximum și să utilizeze toate instrumentele legale aflate la dispoziție pentru a putea reduce numărul de persoane infectate. Mesajul pe care îl transmit este foarte simplu. Marea majoritate a cetățenilor sunt corecți, se protejează, respectă regulile de protecție sanitară. Din păcate, avem o sumă de agenți economici, de instituții și de cetățeni care poate și datorită unei campanii de agresivitate fără precedent de negare a virusului și de nesocotirea pericolului, au ajuns în situația de a ignora regulile pe care le-am stabilit. Transmit un mesaj simplu, fără menajamente, fără milă față de cei care încalcă legea și care încalcă regulile de protecție sanitară. Toate instituțiile cu atribuții de control trebuie să fie mobilizate în teren și să controleze la sânge peste tot unde trebuie respectate reguli, respectarea acestor reguli și să dicteze toate sancțiunile legale împotriva celor care încalcă regulile. Vreau să se înțeleagă foarte clar că toți agenții economici, toți actorii instituționali care sunt obligați să organizeze activitățile într-un mod reglementat sunt responsabili pentru modul în care asigură respectarea acestor reglementări stabilite prin lege, hotărâre de guvern, ordine de ministru, hotărâre ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență. De asemenea, solicitați raport zilnic din partea fiecărei instituții de control privitor la personalul aflat în teren, mai scoteți-i din birou pe cei care sunt obișnuiți să stea pe la birou, toată lumea care are atribuții pe teren. Raport zilnic privitor la controlele efectuate, situația descoperită în teren, măsurile dispuse pentru remedierea situațiilor, sancțiunile dictate de organele de control pentru nerespectarea normelor de protecție sanitară. Sigur că toate instituțiile cu atribuții de control trebuie să asigure controlul respectării legislației și în alte domenii. În acest moment, prioritate zero este controlul respectării normelor de protecție sanitară. Peste tot. În transportul public, în metrou, la locul de muncă. Și vreau să începeți cu instituțiile pe care le conduceți. Am avut surpriza să constat că sunt funcționari care nu respectă regulile. Frumușel, de 2-3 ori pe zi, trimiteți oameni din echipa de control care să verifice respectarea regulilor. Cine nu respectă regulile de protecție sanitară, sancțiune disciplinară și chiar amendă. Dacă e necesar, puteți apela la poliție. Domnul ministru Vela vă poate sta la dispoziție, pentru că, în primul rând, noi trebuie să respectăm regulile. În al doilea rând, aveți grijă la relația cu cetățenii. Fie că e vorba de ANAF, fie că e vorba de AJOFM, fie că e vorba de orice instituție care are interacțiune cu cetățenii români pentru acordarea unor drepturi, pentru furnizarea unor servicii, trebuie organizate regulile stricte de respectare a
regulilor de protecție sanitară în interacțiunea cu beneficiarii diferitelor drepturi și servicii pe care le oferă sectorul public. Societățile comerciale aflate în subordinea ministerelor, de asemenea, trebuie să impună o disciplină strictă și, repet, toți actorii instituționali, din zona privată și din zona publică, trebuie aduși alături de noi în acest efort de stăvilire a răspândirii virusului. Prefer să izolăm virusul decât să ajungem în situația să izolăm pe români sau, Doamne ferește, să fim izolați de alte țări din Uniunea Europeană ca urmare a creșterii numărului de cazuri. Sâmbătă am convocat cu domnul ministru Vela conferința cu prefecții și cu toate instituțiile de control și celelalte instituții care sunt implicate în bătălia anti-COVID și vom stabili foarte clar modalitatea de acțiune în teren, astfel încât să știm că activitatea de impunere a respectării regulilor se va desfășura cu aceeași intensitate în toată țara, în toate județele și în toate localitățile. De asemenea, voi solicita o întâlnire cu reprezentanții administrațiilor locale, Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor, Asociația Comunelor, pentru a discuta de implicarea administrațiilor locale în respectarea regulilor. Pentru că este foarte important să avem alături de noi, v-am spus, toți actorii instituționali, din public, din privat, companii, patronate, toți aceia care pot să transmită mesaje de respectare a regulilor, trebuie să fie implicați în acest efort de a opri cât mai repede creșterea numărului de cazuri de persoane infectate. Trecând la problematica economică, domnul ministru Boloș, de la instalare am promis românilor că ducem gazul românesc în casele românilor. Și a cam trecut ceva timp de când ne străduim să punem la punct programul de înființare a distribuțiilor de gaz în localitățile în care nu există distribuții de gaz. Care este situația în momentul de față, domnul ministru? Domnule prim-ministru, pot să vă informez că începând de ieri avem aprobarea oficială a Comisiei Europene pentru racordul la rețeaua de gaze naturale, la rețeaua de distribuție a gazelor naturale și așa cum ne-am luat angajamentul domnul ministru, acordul scris sau acordul verbal? Este decizia 4460 din 7-a 7-a 2020, care ne-a fost comunicată în cursul zilei de ieri a Comisiei Europene, în cadrul căreia se precizează că avem această aprobare oficială, deci România, începând de ieri, este, poate să deruleze programul național de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale pentru toți cei care urmează să fie beneficiari. Când veniți cu actul normativ în guvern? Suntem la ultimele detalii ale proiectului de ordonanță de urgență. Eu sper că la proxima ședință de guvern să vă putem prezenta pentru aprobare. Așteptăm la ședința de săptămâna viitoare proiectul de act normativ și în funcție de adoptarea proiectului de act normativ puteți face o estimare a momentului de lansare a apelului de proiecte? Deci noi suntem pregătiți în funcție de cum veți aproba ca în jurul datei de 1 august să putem lansa oficial ghidul solicitantului și să putem să primim primele cereri de finanțare pentru cei care urmează să își depună aplicațiile de finanțare. Bine, vă mulțumesc. Domnul ministru Ștefan și cu domnul ministru Vela. Ne-am angajat că tratăm cu promptitudine toate solicitările venite pentru plata despăgubirilor, pentru pagubele provocate de inundații. În ce situație suntem? Da, domnul prim-ministru, vă putem informa că astăzi dorim să introducem pe ordinea de zi suplimentară a
ședinței de guvern un proiect de hotărâre de guvern privind alocarea unei sume de 327 de milioane de lei din fondul de intervenție pentru 1211 obiective și din 23 de județe. Deci așa cum ne-am angajat, suntem pregătiți să venim în sprijinul cetățenilor și primarilor și OAT-urilor. Deci, pentru câte județe? 23 de județe. Vă pot enumera dacă doriți: Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Buzău, Constanța, Covazna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea. Bine, mulțumesc. Doamna ministru Alexandru, și legat de despăgubirile pentru gospodăriile individuale afectate de inundații, va trebui da, activitatea să... este în plină desfășurare. Știu că am adoptat hotărârea de guvern, dar rugămintea mea este să... Da, am adoptat-o acum 2 săptămâni. Suntem în plină activitate alături de prefecți pentru a avea toate documentele procesate, dar se întâmplă deja în timp ce noi vorbim să se acorde ajutorul corespunzător celor afectați de inundații. Mulțumesc, doamna ministru. Domnul ministru Tătaru, am luat decizia să vă fac o vizită săptămâna viitoare, luni. Vreau să convocați colegiul ministerului și, de asemenea, cred că ar trebui organizată și o videoconferință cu directorii direcțiilor de sănătate publică pentru a pune la punct mai în detaliu planul de intervenție. Da, o să pregătim pentru luni. Și între timp pregătiți toate măsurile necesare pentru a face față oricărei situații. Suntem în analiză și suntem pregătiți. Bine, mulțumesc, domnul ministru. Trecem la ordinea de zi. Dacă aveți propuneri de introducere a unor acte normative, pe ordinea de zi suplimentară. Domnul ministru Boloș. Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu introducerea... Vă întrerup un pic. Știu că solicitați-mi și acordul pentru trenurile tehnologice. Da, le-am omis din... Am primit aprobarea aceleași... și pentru achiziționarea trenurilor da, tehnologice. Este în cadrul aceleași decizii pe care a emis-o Comisia Europeană. Avem aprobarea pentru trenurile de lucru care sunt destinate pentru CFR infrastructură, în urma că achiziția acestora se are în vedere ca ritmicitatea lucrărilor de reabilitare pentru ceea ce înseamnă linia de cale ferată să fie simțitor schimbată și să putem aduce un plus de valoare. Ca să le explic colegilor despre ce e vorba. Comisia Europeană consideră transportul feroviar ca un transport prioritar a fi dezvoltat. Transportul feroviar conferă siguranță, confort, viteză în deplasare și de asemenea este prietenos cu natura. Este considerat un transport ecologic. La ora actuală, rețeaua de cale ferată se află într-o situație critică. Avem aproximativ peste 70% din rețea care este cu termenul depășit pentru reparație capitală, pentru refacție, cum se numește. Și n-a existat de-a lungul ultimilor ani aproape niciun fel de interes pentru modernizarea infrastructurii feroviare. Practic, aceste trenuri de lucru, trenuri tehnologice, sunt niște trenuri care le pui pe șină și după ce trece trenul, ai modernizat linia de cale ferată la standarde de transport. Una din marile probleme care le avem și care afectează dramatic inclusiv potențialul de dezvoltare economică este faptul că transportul feroviar de marfă se derulează foarte lent din cauza restricțiilor existente, din cauza faptului că sunt peste 1000 de poduri și de podețe care au termenul de reparație capitală depășită. Durează foarte mult. Cantitatea care poți să o transporti pe infrastructura feroviară, care este profund afectată, este mult mai mică decât cantitatea pe care o poți transporta pe o cale ferată modernă. Și, practic, aceste trenuri tehnologice ne oferă un instrument formidabil de a crește
foarte rapid numărul de kilometri reabilitați și de a putea moderniza infrastructura feroviară și visez să punem primul tren pe traseu spre Moldova, următorul tren pe traseu spre sud. De asemenea, că pe Cluj, Episcopia Bihor, am înțeles că lucrurile merg bine și în curând o să înceapă lucrările. Așa este și împreună cu trenurile de lucru avem și două trenuri de electrificare. De electrificare, categoric. Pentru, mă rog, sunt două perechi de echipamente de lucru pentru CFR Infrastructură. După punerea, achiziția și punerea lor în funcțiune, lucrurile sper să arate altfel din punctul de vedere al kilometrilor de linie de cale ferată pe care îi putem reabilita și punem... Aici, domnul secretar de stat, vedeți ce faceți cu Vașaisa, autoritatea de reformă feroviară, care bate pasul pe loc de 4 ani de zile, nu e în stare să finalizeze o licitație pentru achiziția de material rulant modern. E păcat, vom pierde banii ăștia dacă nu se trezesc. Domnule prim-ministru, și astăzi am avut o discuție convocată de domnul ministru Lucian Bode strict pe această procedură. Aveam un comitetul tehnic de aprobat un studiu de fezabilitate în acest sens. Am făcut un grup de lucru care să ajute RF-ul în perfecționarea acestor documente, în așa fel încât să se poată accelera procedurile și să nu riscăm dezangajarea financiară europeană. Consultați-vă cu ANAP-ul, consultați-vă cu toți cei care au atribuții în domeniul procedurilor de achiziție și derulați, finalizați, de fapt, procedura în condițiile legii cât mai repede. Vă ascult, domnul ministru Boros, v-am întrebat. Vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de etichete electronice din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. E vorba de categoria de persoane vârstnice de peste 75 de ani. De peste 75 de ani, am înțeles. Care și asta urmează... e finanțat din fondurile europene. Da, este din fondul european pentru sprijinul persoanelor dezavantajate. Indiferent de venit, peste 75 de ani. Până în limita pensiei minime garantate în plată, toate persoanele vârstnice urmează să beneficieze de acest bine, program. De acord, domnul ministru. Al doilea proiect de act normativ, proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului național Innotech Student, finanțat în cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6, educație și competențe. Asta e practic programul de startup pentru studenți, nu? Da. Da. Este cuprins și în planul de relansare economică și este primul... De acord. Ce sumă alocăm în prima fază? 30 de milioane de euro și în funcție de solicitări... Posibilitatea de supracontractare. Urmează să facem supracontractare, să ajungem la 150 de milioane de euro dacă volumul de solicitări va fi în zona aceasta. Aici de așteptări. Vedem spiritul antreprenorial. Da. În rândul studenților. Și o notă de informare privind sarcina stabilită în ședința Guvernului din data de 25 iunie 2020 și referitoare la proiectele de alimentare cu apă și canalizare. E vorba e conform discuției care cele 28 de aplicații de finanțare pe care ar mai trebui să le înaintăm către Comisia Europeană cu o valoare de peste 5 miliarde de euro și un număr de 2,5 milioane de populație afectată, pentru care... Că spuneți în românește, 2,5 milioane de români nu beneficiază de conectare la rețeaua de apă și de canalizare din cauza unor baroni și baronași, cei mai mulți roșii, care nu au vrut să realizeze aceste proiecte. Sau cel puțin cât au avut guvernarea, nu au fost în stare să rezolve niciuna dintre problemele care există în derularea acestor proiecte. Așa reiese din statistica și din evidențele pe care le avem. Urmează să vă prezint detaliat și setul de măsuri. De acord, mulțumesc. Domnul ministru Popescu. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord cu un proiect
de hotărâre de guvern de introdus pe lista suplimentară, proiect de hotărâre de guvern privind transmiterea unui imobil, clădire și teren aferent în cotă indiviză, proprietatea publică a statului, din administrarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor, Supresiune și Instalațiilor de Ridicat, în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și pentru modificarea anexei 7 la hotărârea Guvernului numărul 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. De acord. Domnul ministru Crețu. Domnul premier, permiteți pentru ordinea suplimentară de zi. Ordonanța de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 60 din 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului O Familie, O Casă, redenumit Noua Casă. Deci lumea cunoaște programul Prima Casă, care a fost transformat în O Familie, O Casă și acum noi o să-i spunem Noua Casă. Am înțeles. Dar asta rezolvă toate problemele care existau și în advertențele, da? Bineînțeles, da. Și stabilim și mărirea plafonului pentru care se aplică TVA-ul redus. Da, vine în urma discuției pe care am avut atât cu cetățeni cât și cu cei care sunt implicați direct, sistemul financiar bancar și dezvoltatori. Și un alt proiect normativ, o ordonanță de urgență a Guvernului privind programul IMM Leasing de echipamente și utilaje, a fost în primă citire, prima lectură săptămâna trecută și acum aprobăm. De acord. Deci programul de garantare a leasingului de echipamente și utilaje pentru IMM-uri. Da. Derulat prin fondul de garantare. Da. Da. Mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Ciucă. Domnule prim-ministru, vă propunem proiectul de act normativ hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 1470 din 2005. Pentru aprobarea regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale. De acord. Vă mulțumesc. Domnul ministru Oros. Dacă ți-a luat înainte, domnul ministru Ștefan. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord să introducem n-ai gulerul la tine, da. Pe lista suplimentară. Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru completarea hotărârii Guvernului numărul 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Zootehnie. Practic, completăm două articole. Primul privind activitatea de reglementare și de avizare a activității de ameliorare, iar celălalt precizăm că pentru anul 2020 testele de genotipizare pentru screpi să se efectueze de către agenție gratuit în limita alocărilor bugetare cu această destinație pentru anul 2020. Domnul ministru, sper că suntem aproape de final cu ce am discutat referitor la posibilitatea de a aplica legea pentru medicii veterinari. Adică să clarificăm relațiile între medicii concesionari și pentru circumscripțiile concesionate și de asemenea să putem să alocăm sumele de bani la care au dreptul prin lege. Da, proiectul este iarăși în avizare. Dar fără passing shot-ul pe care l-am avut până acum, sper. Asta este și speranța mea și cu siguranță. Deci dacă nu se înțeleg ministerele avizatoare, solicitarea mea este să veniți cu actul normativ în guvern și vom decide împreună din punctele de vedere care este punctul de vedere corect. Da, așa vom face. Mulțumesc, domnul prim-ministru. Domnul ministru Ștefan. Domnule prim-ministru, dați-mi voie să și vă rog și pe dumneavoastră și toți colegii și să-i urăm la mulți ani colegului nostru Adevărus, că astăzi... La mulți ani, domnul ministru. Și cred că ăsta a fost și motivul dumneavoastră, m-a sărit și ați oferit șansa să... Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi. Mi-am făcut un cadou, că domnul ministru știți foarte bine că este... de profesie. Corect. Și aș dori să acceptați să introducem pe ordinea de zi următoarele acte normative. Hotărâre de guvern privind alocarea unei sume din fondul de intervenție la dispoziția guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamitățile naturale. De acord.
Bun. A doua hotărâre de guvern aș dori să fie următoare. Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții construire cămin studențesc Universitatea de Vest din Timișoara, strada Renaștere, numărul 24B. Indicatorii tehnico-economici. Da. Valoarea investiției. Sunt avizați în toate structurile? Sunt avizați prin CTE. Valoarea investiției este de 138 de milioane de lei. Continuăm investițiile în acest domeniu, în domeniul educației, în a veni în sprijinul studenților din România. Construim aceste... De acord. Vă mulțumesc mult de tot și aș dori să acceptați să introducem în primă citire un memorandum cu privire la asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AXA 2, îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoarea alocării financiare până în prezent. Deci suplimentarea ar fi de 1,13 miliarde de lei. De eu, mă scuzați, 1,13 miliarde de euro. Așa, domnul ministru, mi-ați dat atâta emoții. Nu. Deci aici spuneți despre ce e vorba, ca să știe exact colegii, este vorba de granturile pentru IMM-uri. Da, vorbim de o suplimentare de 130 de milioane de euro alocări financiare pentru apelul micro-întreprinderi, cu valoarea proiectelor până în 200 asta de mii. Asta e măsura 2.1, nu? 2.1. Cu valori ale proiectelor până la 200 de mii de euro pentru toate proiectele depuse ce îndeplinesc criteriile. 2. Vorbim de suplimentarea cu 450 de milioane de euro alocărilor financiare pentru apelurile dedicate IMM-urilor de data aceasta cu valori ale proiectelor între 200 de mii de euro și 1 milion de euro. Aici e vorba de sud-vest, sud, sud-est, pe care se lansează sau s-au lansat apelurile de proiect. Apelul a fost lansat, s-a închis apelul, urmează evaluarea, semnarea contractelor și investițiile. Deci, practic, aici ne angajăm să supracontractăm cu încă... Cu 450 de milioane. 450. Există o cerere din partea mediului de afaceri, e un ghid, o linie de finanțare foarte bună, apreciată și cred că hotărârea noastră deasupra Toate sunt conforme programului Reclădim România. Așa este și vorbim de un al treilea ghid și vorbim de asigurarea unei alocări de 550 de milioane de euro pentru lansarea următorului proiect, ghid, proiect pentru IMM-uri. De data aceasta vorbim de proiecte finanțate între 2 milioane și 6 milioane de euro. Investiții majore, importante, așteptate într-adevăr de beneficiarii privați. Da, de acord. Vă mulțumesc. Domnul premier, aș mai avea un... Da, domnul ministru. Și săptămâna trecută, Comisia Europeană a aprobat schema de garanții pentru companiile mari și celelalte companii care nu sunt IMM-uri. Deci aici intră și companiile care au 250 de angajați, dar nu se calificau la IMM-uri. Și vă propun în prima lectură astăzi ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea legii numărul 96 din 2000 privind organizarea și funcționarea băncii de export-import a României Exim Bank. De acord, în prima lectură. Aici va trebui deja să fim pregătiți pentru majorarea plafonului. Da, avem un plafon inițial de 4 miliarde, dar celelalte 4 miliarde sunt numele și contul statului, deci putem să lucrăm cam în două. Bine, mulțumesc. Domnul secretar de stat? Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi a 4 proiecte de hotărâre de guvern. 3 dintre ele se referă la scoaterea definitivă din Fondul Forestier Național fără compensare de către societatea Complexul Energetic Oltenia ESA unor terenuri și una dintre hotărâri se referă la completarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Național al Zonei Costiere aprobat prin hotărârea de guvern numărul 1015 din 2004. De acord. Vă mulțumesc. Domnul secretar general. Domnule prim-ministru,
Vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea suplimentară a unui proiect de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea articolului 2 din legea 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schietului Românesc Prodromul de la Muntele Athos, Grecia. Aici s-a strecurat în legea 41/2020 o greșeală între articolul 2 și 3, pentru că s-a făcut alocarea de către Ministerul Culturii, iar prevederea bugetară a fost la Secretariatul General al Guvernului. Da, se corectează. Trebuie să corectăm. Iar la confidențial vă propunem un memorandum pentru Secretariatul de Stat. Da, de acord. Vă mulțumesc. Dacă nu mai aveți propuneri, să începem dezbaterea și adoptarea actelor normative.